este un nou început, pentru că am ajuns la altă ligă. Două medalii de argint și o medalie de bronz, două baremuri de calificare la Jocurile Olimpice de la Paris în probele de 1500 metri și 800 metri liber și două noi recorduri naționale de seniori. Acesta este bilanțul extraordinar al steristului Vlad Stancu la campionatul european de not pentru juniori de la Belgrad. A fost un sentiment minunat, bineînțeles, este prima mea calificare la Jocurile Olimpice, cel mai important concurs din absolut toate sporturile. Mă așteptam sincer la aceste rezultate, dar chiar și așa am rămas foarte plăcut surprins. Mândră de performanțele elevului său, antrenoarea Iulia Becheru speră ca Vlad să obțină rezultate importante și la campionatul mondial de juniori din toamnă. Vom încerca să păstrăm forma, pentru că nu este ușor pentru un sportiv de anduranță să aibă două vârfuri de formă atât de repede consecutiv. Și o să vedem ce o să ne iasă. Probabil vom încerca să facem al treilea barem, la proba de 400 liber, unde el la Cupa României a fost destul de aproape, la 38 sau 39 de sutim. Președintele Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, Camelia Potec, este cântată de ceea ce a reușit Vlad și ceilalți sportivi români la competiția din Serbia. Sunt juniorii noștri, au demonstrat că sunt de viitor. Majoritatea dintre cei pe care îi vedeți astăzi aici au reușit să se autodepășească și să reprezinte cu cinste țara noastră, România. Nu a fost deloc ușor să ajungă până aici, dar iată că au reușit. Și ei sunt și viitorul și speranța noastră că România a fost, este și va fi reprezentată cu cinste, cel puțin la not și de acum încolo. Felicitări, dar sportivi, antrenori și membrii ai staff-ului. Încă o dată!